Societatea comercială Activitatea Goscom S.A. Orăștie este unul dintre cei mai cunoscuți agenții economici din orașul Paliei. La Goscom Orăștie lucrează un număr impresionant de femei, iar acestea au fost sărbătorite de ziua lor de către conducerea societății. Doamne, ajută! Să sperăm că asta vorba de ce în caz bun. Mulțumesc, domnule! Carmen! Zâmbesc ochii! Așa? Mulțumesc! Mariana, dacă mai mult din casă. Mulțumesc! Doina, primăvară frumoasă. Dacă aici... Mulțumesc! Mult succes la din asta, aici îndemne că... Mulțumesc! Cristina, hai! Mulțumesc frumos! Iată! Asta, mulțumesc și eu! Cu această ocazie, Fabius Chiseli, directorul Societății Comerciale Activitatea Goscom S.A. Orăștie, le-a felicitat pe toate doamnele și domnișoarele care lucrează în cadrul societății. Deci nu mi-am dat seama ce colectiv de doamne avem între noi. M-am gândit cu sosirea primăverii și cu celebrarea zilei de 8 martie, în vremurile astea de restriște, cred că o floare vă va însemina viața și vă va aduce ceea ce vă doriți cu toatele, și anume o viață liniștită și până la urmă în pace. Vă doresc tot ce mai bun pe lume, să aveți parte din tot ce mai bun pe lume și să colaborăm cum am colaborat și până acum. Vă mulțumesc de participarea sau de aportul fiecăreia dintre voi la bunul mers al companiei. Doamnelor și domnișoarelor de la Goscom li s-a mulțumit pentru activitatea depusă, iar conducerea societății așteaptă în continuare aportul lor la dezvoltarea societății. Ne aflăm într-un moment important al companiei, chiar determinant, aș spun eu, și sper că cu aportul dumneavoastră lucrurile vor lua turnura pe care ne-o dorim cu toții. Și anume să furnizăm un serviciu de calitate, să venim în întâmpinarea clienților noștri cu o abordare absolut deschisă spre client, să promovăm investițiile de care atâta nevoie este în area de operare a Goscom S.A. Orăștie. Suntem o companie mică, dar eu zic cu ambiții mari, și cred că efortul nostru al tuturor și în special al dumneavoastră doamnelor este important și așa cum trebuie să fie. Vă mulțumesc mult de tot și o primăvară frumoasă să aveți cu toată. Chiar dacă a fost o zi de sărbătoare, cei de la Goscom Orăștie nu au uitat de drama prin care trece Ucraina și și-au îndreptat gândurile și către refugiații din țara vecină. Oamenii au trecut prin niște clipe grele, din calea războiului și sunt convins că noi, cei de la Goscom, vom aduce și noi aportul pentru a le alina suferința și pentru a face ca trecerea lor sau rămânerea lor sau asigurarea cu cele necesare pentru refugiați să fie să beneficieze din partea noastră de un pic de ajutor. Mai multe despre activitatea Goscom Orăștie puteți afla urmărind după jurnalul de știri o ediție specială a emisiunii De la A la Z.